Că și procente numai nu au votat Martin comuniști, restul au votat numai comuniști. Trăiesc cu socrul meu și au ridicat piețele și m-a aranjat, dar și... Lumea nu și era imposibil la Parlament. Au votat comuniști, fiindcă că le au ridicat o leacă piețe, ori... Unsu ochii cu o leacă de piețe, gata, ei mă gândesc ca să le ridice, e ora. Majoritatea alegătorilor din Bahmut-Călăraș au votat stabilitatea, adică Partidul Comuniștilor. La gara Bahmut. Așa, asta a fost adevărat. Ei au avut rutieră și au grămădit acolo mai mulți, și eu știu că ei sunt pentru comuniști, și au grămădit mai mulți, și au dus cu rutiera la Călăraș, au făcut forma numărul 9 și au venit toți și au votat. Au fost implicați pădurarii, unde chiar li s-a spus că la aceștia care au umblat prin sat și au făcut agitații, să le dea un prițăp de lemn. Și oamenii s-au dus și au făcut treabă pentru așa ceva. Ar fi dorit să iasă la suprafață adevărul și că noi nu suntem încredințați că trebuie să câștige anume ei. Elena, care se întorcea de la cumpărături, a spus că nu se putea hotărî pentru cine să voteze. Până la urmă, a ales Partidul Comuniștilor. N-am avut încredere așa, dar eu zic așa, cu sărășie așa mai... Câte o leacă, dar tot. Bun. Spun că stihotare, rusie mă întreține, frații, neamuri și surori, bunica mea mă întreține, ei primește pensie acolo, mai mare pensie și îmi trimite câte o lună $100. Dar eu zic slavă Domnul că poate mă întreține și ei, măcar câte $100 pe lună. Tinerii cred că schimbările pot fi aduse de către partidul de guvernământ. Aceasta, deși peste 250 de săteni sunt plecați peste hotare să-și mențină existența. Comuniștii o să aducă schimbarea dumneavoastră în sat? Da. Ce anume, la ce schimbări vă gândiți? La trecele, numai, cred că tot mai ghinează și cine a fost panamuiană care a tras la oameni și gaze și apă și aia este anul? Cine a deschis panamul, grădinițele? Cine a făcut? Nimeni. Ia că la noi grădinița a stat 10 ani zile închisă. Până la aia asta. S-a început a vinde tot și să... Știți cum au pus pe ceata și când a îndoit foaia, o parte s-a murdărit. Din comisie, adică au fost contra de a fi valabili, că erau toți din partea comuniștilor, sună la Călăraș, la domnul și domnul sunat, uf, domne, e procuror, așa o zică. Și deodată îi spune, secretarul sunat la comisie, și zice, nu-s valabili, odată și pătat și modar, nu-s valabili. Când sună de-amă președinta comisiei, doamna Bargan, și că-s valabili, s-s buni. Eu sucot că au fost alegerile corecte, pentru că listele ni s-au dat dinainte. Noi am scos persoanele decedate, le-am scos din liste, noi le-am verificat. Unde au fost greșeli de tipar, știți, au fost scris schimbănosite familiile. Noi le-am corectat înainte de ziua alegerilor. Și nu știu, poate în altă parte alte fraude, dar la noi vă spun că au fost cum a fost. Cred că oamenii au ales stabilitatea, ei nu au ales și progresul, au ales ceea ce este bun așa cum este. Larisa Rotar, servitoare la gimnaziul din sat, de rând cu celelalte servitoare, lucrează într-un cabinet unde acoperișul curge și pereții sunt plini de mucegai. Ei sunt nevoiți să încălzească apa la fierbător. Apă caldă nu-i. Poate dacă au pus gazul, poate eu mai vedeam apă caldă, da, așa? Și cerbidele. Așa lucruri stă în școală. Eu am vrut să întreb așa, prima dată am votat comuniștii de voie. A doilea oară ne-au spus, dacă nu votăm comuniștii, da, va la lucru. Plătește numai, ne plătește pe 8 ore, mai multe ore nu ne plătește, ca așa o ieșit leze. Și bun ne-au făcut comuniștii. Și ne-au dat nouă comuniștii, ne-au ridicat o leacă leafă și asta e leafă. Și în tătă ziua la lucru. Înainte mai lucram, mai facem, peste o zi lucram. Am unul în tătă ziua dimineață și până seara stai la lucru. Ion Mădărău, consilierul comunist din primărie, s-a arătat indignat că era nevoit să recalculeze voturile. La alegerile din Bahmut, 60% din alegători au votat Partidul Comuniștilor, urmat de AMN cu 15%, PL și PLDM cu 9%.